ați răspuns invitației noastre. Evident avem ansamblul gazdă, ca să spun așa, ansamblul folclorii Mugurelu al Casei de Cultură Costești. Avem Japonia, avem Bârla, Stolnici, Ungheni, ansamblul Călușerii din Rășinari, avem Găiești, avem ansamblul Muguraș, Optaș, Măgura, județul Olt, avem Optaș, avem și o Pârlița, ansamblul folcloric Romula, Malva, Dobrosloveni, Reșca, Olt, avem Dobrosloveni și Podul Dâmboviței. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră. Deschidem așadar cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de muzic, de dansuri populare Dumitru Tudor Refu, ediția a cincea. Și cum altfel putem deschide decât cu câteva cuvinte ale domnului primar al orașului Costești, domnul Baice Ion. Mulțumesc, Cristi. Vreau să vă urez și eu bine ați venit în orașul Costești. În primul rând vreau să vă mulțumesc celor cei mai mici care sunt aici și am văzut că au și defilat, au ținut pasul drept, sus, au fost văinici, au fost printre blocuri. Sper să vină și cei care au văzut că azi se desfășoară un festival de căluși internațional la Costești. Noi ne-am dorit ca să păstrăm tradiția călușului. Acum 5 ani, când, printr-o hotărâre a Consiliului Local, am decis să facem acest festival, ne-am gândit că un schimb de experiență între formațiile de călușeri din această zonă și din toată țara prinde bine și putem păstra tradiția. Mulțumesc și reprezentanților Consiliului Județean că au pus numărul să ne aducă aici lângă noi și un ansamblu din Japonia, Welcome Japonia. Vă mulțumim foarte mult și vă doresc tot binele din lume. Mulțumesc mult pentru participare. Vă mulțumim și noi, domnule primar. Deschidem așadar cea de-a cincea ediție a festivalului Dumitru Tudor Refu cu gazdele dumneavoastră, ansamblul folclorii Mugurelul al Casei de Cultură Costești. Rugăm reprezentanții să aștepte în ordine.